Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit la Livada Vâlcea, numele meu este Popescu Iustin și astăzi o să vă arăt o TLM verde la un altoi de prun pe corcoduș. Este o altoire făcută de unchiul meu. Am eliminat în repaus vegetativ aici, da? I-am lăsat frumos un cep să nu avem probleme și aici, da? Astea două. Sper că se văd, da? Da. Iar acum o să renunț la... Am vrut să-l fac așa, în patru șarpante, pentru că erau foarte bine poziționate. Sunt la 90 de grade. Nici acum nu aș fi ferm convins că aș elimina una din ele. Dacă optez pentru asta, asta și asta, da? Pomul va fi ușor dezechilibrat. Ideal ar fi asta, asta și asta, da? Formează exact 120 de grade. Și să renunț aici, da? Cred că așa voi face. Îmi pare rău de el, dar nu am ce să-i fac. Asta mi se pare prea mie să nu cumva să rupă altoiul. Vedem că el a început să caluseze destul de bine. În afară de furnici nu are nicio boală. Bine, o să facem o eliminare în cep. Da? Și acum vom continua cu tăierea în verde, da? Ca să-l deschidem, da? El are 120 de grade, dar ar trebui să vină mai deschis, da? Șarpantele. Se face o trecere aici, da? Observăm. Eu am făcut o tăiere aici, da? Din care a generat, oricum ei sunt trei concurenți. Deci, unul trebuie să rămână lider, da? Iar liderul rămas, îi ciupim o treime din vârf. Aici, da? La bază, o să avem, cel puțin aici, sper să facă o mugure de rod. Se numește diferențierea mugurelui, da? Aici, la fel, îl vedem că el este liderul, da? Și atunci facem o trecere pe el, da? Înăuntru aici nu o legăm de nimic, că e posibil să facă rod doar pe buchetele astea de aici de jos, da? Vino pe partea asta, okay? Trecem și la ultima, vedem că liderul, în momentul în care eu am tăiat ultimul mugure, chiar s-a dus lider, da? Și atunci trebuie să subordonăm ce este sub el, da? Subordonare înseamnă începi la 3-4 frunzi. Iar pe dânsul, hai să-l luăm la o treime, dar să ne orientăm și spre direcție. Aici. Da? Aici am tăiat, ne-a rămas liderul ăsta, da? Nu vreau să vină peste șarpanta cealaltă de pe mâna mea și atunci vom tăia la o frunză care merge în direcția asta, da? Aici am ales în direcția asta, da? Și aici am ales în direcția asta. Bun. În momentul de față, el așa rămâne. Eu zic că e gata. Hai să ne facem aici. Așa, să nu fie prea aglomerat. El așa rămâne. Îi aplicăm și masticul.
frumos. Și aici unde a fost banda dată jos, întotdeauna așa trebuie făcut, se dă banda jos și se dă din nou cu mastic. Eu zic că pentru un an de zile el a calusat destul de bine. El este gata. Așa se prezintă. Anul viitor ar trebui să avem rod pe el. Nu uitați să-mi dați like dacă v-a ajutat cu ceva acest videoclip, să distribuiți și